Salut și bine am găsit la un episod de Tectonic Apriona Games. Dragilor, am dărâmat tot și am refăcut toată zona și arată mult mai bine șmecher, dar cel mai important este că am automatizat o grămadă de resurse, tati. Deci ce avem noi aici? Dita mai fabricoța, tati. Deci cum îmi place mie cu mega fabrici. Încă mai am pe stoc niște de asta, niște limestone, să scap de el, dar o să vă explic imediat ce s-a întâmplat în toată zona asta de aici. Uitați-vă ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Știa, avem noi aici. Sunt așa de curios că nu știu să dau la noapte. Asta era replica din BD. Bun, am făcut podeaua la nivelul podelei astea de aici. Zic, am luat așa ca punct de reper și am îndreptat toată zona și am automatizat toată zona. Și să începem de la stânga la dreapta să vă arăt. Am schimbat aproape tot. Deci ce au rămas pe loc sunt doar minerele și o parte din generatorul acolo de dedesubt. Da? Bun, avem minerele de fier care fac frumos iron ore, pleacă frumos în smeltere pe care le-am pus în linie și de aici a început joaca. Aici am automatizat tot ce înseamnă din fier, da, din iron ore. Bang, avem frumos astea. Avem frumos astea. Dacă putem să dăm știu cu alt, uite, apare exact așa, da? Dacă dăm alt, apare exact ce avem. Deci avem astea două, astea două. Frumos automatizate pe problemă. Da, deci toate din ce am făcut din fier. După aceea m-am mutat la partea asta de cupru. Da, aici au rămas pe poziția, au rămas și ele de limestone. Am partea de cupru, aceeași mechereală, da? Deci am dat frumos patru minerele, patru minere pleacă frumos pe MK2 la bandă. I-am dat cupru, or pleacă în cele patru smeltere frumos puse în linie acum, da, nu mai spus în alt. Și de aici pleacă frumos și elegant iron ăsta, cupru ingot, da? Iar de aici am automatizat frumos două d-astea de bă, aici sunt două, aici am făcut greșit acum, bă, nu, e bine, 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 am văzut, acum am văzut semăna, tovarășe, semăna era tot din BD, da? Deci cele două produse din fapt sunt trei produse din cupru, una, două și al treilea aici, da? Deci dacă ne uităm frumos aici la astea, deci am făcut bang, 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 bang. Deci până aici, 1, 2, 3, 4, 5 sunt automatizate. Astea două sunt direct din iron ingots, astea trei din cupru ingots, da? Astea treaba până aici. După aceea, m-am mutat către combustibil, pentru că acolo e problema, și am făcut și automatizarea combustibil. Ce am făcut? Am pus 4 plantere, da? 4 de un fel, 4 de un fel, care pleacă frumos din ele materialul. Da, și pleacă în, nu știu cum se numește asta, stați așa un picut că îmi scapă. Deci asta se numește thresher. Da, e, din thresherul ăsta apare, apar două resurse, stați așa că, e bine, bine, bine. Iar aici, aici am pus două inspector, dar sunt alea care au cu filtru. Ce fac astea? Astea rețin semințele, da? Și le dau pe bandă frumos și mi le bag înapoi în planter. Deci nu mai stau eu să plantez, să plantez automat, da? Am pus două pentru că nu făceau față și mi se mai din când în când mai băga semințele pe bandă și îmi blocam partea asta. Aceeași mecherie am făcut-o și la al doilea rând de plantere, tot așa. Pleacă și două filtre care extrag semințele de pe bandă și le trimit înapoi la planter. Da? Frumos și elegant, nu mai am eu treabă. Ce rămâne de aici? De aici pleacă asta și cum se duc înapoi, iar astea pleacă către următorul thresher ăsta care îmi face astea două plante în partea asta, asta în partea asta și aici astea două, frumos și elegant. De aici astea care sunt uite, asta pleacă direct, stați un pic, nu știu cum se numesc, tati, sunt au de, deci am automatizat astea automat, deci astea sunt plant meter, pleacă către ansamblu unde fac eu asta combustibil, iar rămâne astea, nu se numesc astea, mă. Le-am cumva în inventar să le văd, uite astea. Shiver Stored extract ăsta se duc direct în, pe aici frumos pe bandă, către acolo, o să fac eu, vreau să fac o zonă de depozit, ceva de genul, ca să le sortez pe toate. Iar la al doilea thresher din ăsta avem automat ăsta, cum se numește și ăsta. Ăsta Kindlevin, dacă am zis bine, extract. Ăsta pleacă frumos din sortarea, frumos aici cu filtrele de astea de sortare. Pleacă frumos pe bandă și se duc
în partea aia acolo a fost pachetă depozit, iar ce rămâne astea plant matter fiber, asta se duc către cele două ansamblere unde facem din astea plant matter frame, da? Și asta la dulor pleacă către cum îi spune, către zona asta. Da, deci tot este automatizat frumos și elegant. Aici jos au rămas o parte din generatoare, o să mai dau eu pe aici. Și apropo, după cum vedeți, pot să și zbor. De ce pot să zbor? Pentru că am făcut ăsta, hover pack-ul. Da? Și cu space cobor. Dacă dau dublu space, mă ridic. Da? Avem frumos. Iar aici jos avem am două de-astea generatoare care au pe turbină, dar încă, pentru că le-am găsit, va trebui să le deblochez și pe alte, dar deocamdată le folosim pe astea. Așa tătuț. Deci toată treaba e bună, dar mai durează. Deci am făcut eu toată automatizarea. Ce facem noi astăzi? Astăzi vreau să mai automatizez continuare. Vreau să combin aceste benzi. De ce ne-am adus eu aici pe toate produsele astea? Pentru că vreau să combin benzile. O să iau de aici frumos ăsta și să mergem... Cred că am... Chidem asta că îmi place cum se vede așa. Și o să mai pun aici la fiecare. Îi dau lui ăsta. Îi dau lui ăsta. Deși deocamdată benzile sunt oprite că... nu prea folosesc. Așa tati. Bun. Vreau să facem în continuare, să automatizăm în continuare și am adus toate benzile la un loc ca să putem să combinăm benzile. Pentru că aici vă spuneam eu că am făcut, deci am asta sunt făcute până aici. Deci toate sunt automatizate până aici. Și mai am 2, 4, 5 pe care trebuie să le automatizez. Dar astea trebuie combinate, da? Uite, iron ingots cu copper ingots. Asta trebuie iron ingots cu copper wire. Asta la altă are și la... Opa! Asta are limestone, trebuie să duc de acolo o bandă de limestone și na așa. Asta la altă, silver să la pasta și pe mecanică după ce combin, după ce fac pasta la altă, da? Și în felul ăsta le am pe toate automatizate. De ce tot mă chinu să fac așa? Pentru că eu pot să fac de aici, pot să le dau de aici și să le facă, dar pierd foarte mult timp. Și atunci le automatizăm. Bun. Și atunci am nevoie de ansamblare în prima instanță. Uite, hover pack-ul aici, da? Lăsa zbor. Ia să... dacă mă duc aici la producție, mechanical components și copper wire. Ia, mai am pe aici mechanical components, dacă nu le face automat, am ăsta electronic de ăsta. Mai am de aici, mai am pe aici ce am pus pe stoc niște chestii. Bun. Asta l-am pus așa provizoriu ca să-mi preia de acolo să nu-mi blocheze, cum îi spune, să nu-mi blocheze aia de făcut, cum se spune, combustibil, da? Îmi preia astea automat. După aia le combinăm și pe astea și le facem noi. Încă nu e gata, vreau să fac un depozit mare în care să sortez toate astea. Ce nu-mi place deocamdată la jocul ăsta, că n-are lift. Deci exact ca la Satisfactor la început, când n-avea lift, trebuie să facem noi ceva de genul, uite așa. Da? Uite. Benzile astea așa pe deasupra. Bun, hai să începem și treaba pe ziua de astăzi, că a fost o mică prezentare a tot ce înseamnă, ce a făcut eu pe asta. Câteva ore mi-au luat să reașez toată zona asta, dar este mult mai ordonată și le-am pe toate la... deci va trebui totuși să mai aduc de acolo o bandă. Trebuie să-mi las eu spațiu aici. Problema este că... pot, nu e problemă. Va trebui să-mi construiesc. Ia să dau drumul. Să mai aduc o bandă aici pentru limestone. Da, ăsta nu l-am luat în calcul. Dar o rezolvăm și pe aia. Am cu 9 aici. Îi dau așa. Să-i las direct banda ca să nu am probleme. Băi, mult mai șmecheră treaba cu hover pack-ul. Uite, aici pleacă automat pe deasupra. Nu mă deranjează. Și aș vrea totuși... A, las-o așa. Vreau să o unesc cu asta la altă, dar o las așa, ca să lăs acolo lumina. Și atunci venim de aici. Frumos. Nu, eram bine aici. Și de aici. Frumos. Trebuie să mă înțepe unde... A, uite, fac așa. Ca să nu mă complic. Să mă înțep direct în bandă. Pe banda asta vine... Și uite, fac așa. Atat. Da? Și în momentul ăsta când dau... Deocamdată n-am dat drumul la minerele de astea, pentru că mai am pe stoc foarte mult limestone, pentru că am mai și săpat pe acolo.
Uite, mai am o glumă după aici, să mai scăpăm din el din inventar, că zice că zbor greu că nu am... Asta e full. Da. Toată treaba e bună, dar mai durează. Aștept să fac, ia să vedem, 2 secunde. Cred că mai sunt și, dacă nu mă înșel, nu știu dacă am deblocat încă, mai sunt smeltere de 2. S-au deblocat deja? Ca să-mi dea mai mare viteză. Dar nu știu, nu cred că la asta, cred că la sintetic. Ba da, deja l-am. Da? Probabil că mai încolo o să mai fie. Și de 3 să ceva de asta. Da, cam așa arată zona, este tot automatizat, nu mai am niciun stres. Aici am pus de alea lungi, că sunt două benzi. Da? Deci am folosit cam toate, în afară de alea roșii, n-am mai folosit alea roșii. Am folosit insertă de astea galbene, de astea normale, am folosit de astea lungi și insertă de tip filtru, asta aici. Da? Cam tot, cam asta toată zona. Ia să scurs ce zic. Veneau câte două una după alta și n-aveau timp, n-avea timp singur de asta să le prea. Și atunci am pus câte două de astea, cum îi cheamă, câte două filtre de astea. Da, ca să fie treaba bună. Bun. Am zis că de aici o să ducem și ăsta, dar eu totuși aș mai fi lăsat un pic. Să vă scap de asta din mai am pe stoc. N-aș da drumul la dacă dau drumul la astea acum. Deja combustibil în primul rând. E pe bandă, dacă fur pe aici. Ia, iau și după bandă direct. Pe aici, pe acolo am folosit MK2 la unde sunt mai multe minereu sau ceva. Ce nu are jocul deocamdată, nu poți calcula ca satisfactorie. Deci nu poți, n-ai nicio ieșire să spui, băi, cât am pe ieșire, nu știu cât transportă banda pe minut. Aici este o problemă și nu le faci așa la ochi și la ghici. Da? Deocamdată. Uite că vine deja și limestone-ul. Bun. Hai să ne apucăm de automatizat ce-a mai rămas. Deci am mai rămas de aici, sunt cu... Am rămas aici, vezi, la mechanical, astea două, asta nu, asta două. Bun, asta are nevoie de cupru și de asta. Cred că o să pun, iar pe aici este intrarea pe unde a venit prima dată. Cupru aici, ăsta aici, cupru aici, fierul aici. Vom face o șmecherie. La fier nu e problemă. Hai să facem partea asta la altă. Hai să fac prima dată, nu fac decât două din fiecare. Deci o să-mi iau una, două, una, două, una, două. Ma? Am zis bine? Deci două pentru astea, două, patru, șase, opt, îmi trebuia mai multe. Lasă că le mai facem, nu e problemă. Așa tati. Și acum, patru. Îi punem frumos, hai să dăm puțin mai în față ca să avem timp să ne jucăm cu benzile pe acolo. Și cred că o să fac ceva de genul, le pun așa, una, două, da? Dacă la fier e treaba simplă, nu m-am dus bine, trebuie mai în față. Ca să pot să pun și insertele. O dată. Trebuie să gândesc un picuț să aduc și... cred că m-am pus bine aici. Cred că mai trebuie mai în față puțin. Pentru că trebuie să aduc și cupru. Dar la cupru putem să duc partea dată cu banda. Ia să încerc altă manevră. Hai da puțin mai față să mai ne complicăm, că avem spațiu suficient aici. Așa. Aici era... Aici îmi dai bandă mare aici, stai așa că nu e bine. M5. Mă duc așa frumos. Și de aici mă duc cu bandă mică. O dată. Și... Îi băgăm ăsta de aici. Iar aici selectăm să facă din astea. Da? Asta deja intră. Și din astea. Și banda, cred că mă aduce puțin mai info. Banda pentru asta pleacă pe aici, pe lângă. Dar celelalte benzi...
Hai că vedem. Bun, și acum trebuie și a doua bandă cu telecomandă pe care duc cum îi cheamă? Cupru. Și îi dau de asta lungă. Una, nu de aici, pardon. Una, două, hai să fie mai multe totuși. A, deja aveam, bă, uite, aveam pe... Dar ăsta e de pe doua bandă. Așa tătuți. Problema este acum că va trebui să ridic benzii astea pe deasupra. Facem următoarea șmecherie. Să dacă reușesc să fac șmecheria asta. Că ideea este că banda asta de aici trebuie să fac curbă cu ea. Să tai pasta un pic, pasta un pic, asta așa, facem o probă deocamdată. Mă duc cu, asta tot cu bandă mare. Așa tătuțul. Și de aici trebuie să mă duc așa. Sucim pasta. Așa tătuțul. Și am plecat cu astea. După aia. Astea merge mai departe cu ea. Nu-i problema. Problema este la asta, la altă. Asta e mai pe sus. Nu-mi place asta cum a ieșit. Deci asta nu-mi place cum a ieșit asta de aici. Să găsim o soluție tehnică și pentru ea. Da? În felul ăsta, pastea deja a început să facă din astea. Ia uite-le. Problema este cum duc eu. Asta era mișto cu lift. S-ar mai fi o, cred că altă manevră. O bag pe dedesubt. Mai degrabă fac așa. Ca să nu mai... Dar tot... ba da, cred că merge. Și mă duc aici. Și mă duc aici. Doar că te să tai mai mult. Tai mă, închide asta, că mă dezvesi. Păi da, nu mă duci mai sus, mă? Că totuși mai sus. Hai mă, du-te, mă. Uite, mă, nu vreau mai sus, sunt prea greu. Băi. Ia stai-mă așa, că să fac eu altă șmecherie. În locul ăsta. 6. Păi da, ne chinuim noi. Eu vreau totuși să pun... pe dedesubt. Deci asta o tai. Vin cu asta. Dar vreau să stau totuși sub... duc o bandă, vreau să duc unde asta în jos, dar nu mă lasă. Închidem asta că mă superi. Ceva de genul să fac. Ia să vedem, dă voi acum. Scala a rămas în aer aici. Ia. Păi și mai vreau să mai... boss. O să pun acolo jos eu, unde vreau eu jos. Dar asta cu o copă, că le-ți fiți atenți aici. O dau pe asta așa. Îi dau banda aici. Hați. Îi dau banda aici. Dar vreau... Ah, nu vrea... Și dacă o punem direct pe asta...
Lasă așa deocamdată. Să ce pe deasupra. Deci trebuie să tai și pasă de aici. Băi, e complicată treaba aici. Dacă te mă de aia, ce înțelegi de aia? Hai că nimeni... Ia tati. Ia tati că am luat-o. A luat-o, a luat-o, a luat-o, a luat-o, a luat-o. Și aici punem noi așa frumos. Nu? Și în felul ăsta, dacă te n-ai ieșit pe acolo. Iar de aici, venim pe deasupra, că nu-i problemă. Așa tătuț. Da, și în felul ăsta am păcălit-o. Și acum, facem așa. Îi dau de aici... o dată. O dată. Și ne trebuie... Mai am? Mai facem. Băi, te avem aici mă de-astea, mă, de ce nu mă las să le iau de aici? Aici venim cu o bandă de-asta mare, deși... O dată. Și asta le ducem în continuare, nu-i problemă. Hai, tati. Vezi că zici că vin valurile. M-a interesat totuși dacă-s gata astea. Să le punem locul la scări aici. Băi, locul la scări, am zis. Așa. 7. Și uitați, le avem și pe astea. Și avem eu pe aici. Să le punem locul la astea. 8. Să punem și ceva lumină pe aici. Să vadă frumos așa pe unde intră, pe unde e. Aia zic. Și uite, în felul ăsta am mai făcut o automatizare micuță. Uite, aia de acolo vine frumos și merge mai departe în frumosul joculeț. Deci am făcut și astea. Acum astea, astea Iron Ingots cu Copper Wire. Copper Wire-ul e următoarea bandă și Iron Ingots... Acum e problema. Cred că mai bine fac o altă șmechere, ca să nu mai mă complic. Cred că aduc banda tocmai aici. Uite, limestone-ul aici. Facem așa. Ca să nu mai mă complic eu, facem următoarea șmecherie. Ca să nu... Că dacă tot e vrea cu iron, mai am de-astea? Facem, nu-i problemă. O dată. O stac așa și provizor niște benzi pe aici ca... Îi fac așa ca să le vadă când în momentul care trag banda să nu mai îmi dea voie să... Adică să pot să trec deasupra asta, e șmecherela. Adică ceva de genul. Așa. Îi dau cu 9 și la asta. Asta vreau să fac. O dată. O dată. O dată. Și o dată. Așa tot. Ca n-are rost să mă complic pentru că aici am deja iron-ul. Și e păcat să nu folosesc treaba asta. Bun. Și vrea iron cu asta copper wire. Da? Și acum îi las așa, să-i las mai multe spații de bandă aici. Mai am de-astea. Deci aici îmi trebuie 3 spații. Pentru că pe 2 sunt benzi. Să fie și cu asta simetric. Frumos, elegant. Îi dăm pe... A zis că e... Care nu? Asta e, nu? Electrică components. O dată. Și electrică components a doua oară.
Treaba e simplă la, la fier, că trag de aici banda de fier. Trebuie cum a făcut. Deci prima bandă a fost fierul. Facem așa. Îi băgăm insertorul așa frumos. A, nu. Aici a făcut o borboață, pentru că aici vin de alea lungi. Da? Să ia de pe a doua bandă. După aia am schimbat frumos. Am dat așa. Am dat aici. Nu? Și în felul ăsta le facem pe toate. Acum începe iar circoteca. Că ți-a dat pe ăsta pe dăsubt. Cum aș putea eu să păcălesc? E cam banda asta pe lângă, exact pe lângă asta la altă. Nu, tot așa, și va trebui să urce astea. Facem aici o modificare atunci. Ștergem pe astea. Că o să ne încurce. Și dăm așa. Dăm pe asta prima dată să fie cu fierul. Că o să pot să vin cu banda asta, că astea vor urca și după aceea sunt probleme. Aici am tăiat o singură... Încerc iar circul, că trebuie să... Iar de aici trebuie să trag așa. O dată. Fac așa, ca să vedem, poate e mai bine. Problema este că eu vreau dacă se poate să mă duc în jos. Hai, mă, vin aici. Ceva de genul. Da? Și atunci venim cu, iar cu bandă de asta normală. Până așa, 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 bravo, bravo, bravo. Îmi place despre tine. Te-ai dus pe deasupra, nu mai îmi place de tine. Vreau să te duci pe dedesubt. Ia. E problemă la banda de fier. Va trebui să tăiem pasta puțin mai din față. Și să mai bag aici jos o fundație. Hai, mă. Bă, deci, acum ne coboară. Dar nu vreau acolo jos. De ce mă enervez cu nervii? Trebuie să mă duc pe deasupra atunci. Oh. Dar nu mai știu pe unde trebuie să bag. Bai, ce belea ești tu. De asta nu-mi place, că nu sunt bune astea. Nu sunt puse lifturile. Erau lifturile. Uite-mă, aici trebuia să cobor ăsta. Facem așa, fii atent, tot o păcălesc. Fac așa. Și automat asta va, dacă o pun de aici, cobor aici. Ah. De ce faci tu așa? Așa vreau să fac. Și de aici... Băi, da, du-te, mă, de aici. Vreau să cobor de aici, de sus. Da? Nu te dai, nu? Uite, facem așa. Facem așa. No.
o dată. 9. Să ucim pe asta. Și acum 9. Bă, dar nu mi-a pus splitter de ăla. Au. Bă, dar nu vreau din de la tine de aici. Că blochează și banda. Eu vreau de la asta la altă. Dar uite că nu vrea. Să-mi pună splita de la. Ia, dacă pun... Și acum, dacă pus așa, nu mai... Asta vreau să fac, mă. Asta a fost greu. Asta vreau să fac. Și acum... O dată. O dată. Ah, dar asta era cu... Da, lasă așa numai, că așa nu mai trebuie de linguri. Era cu bandă mai mare. Ah, nu mai am astea. De-aia plângea săraca, că nu mai am. Da? Acum, teoretic... Dar de ce nu ia... Ah, pentru că a luat tata așa un picuț. Tata așa, să vedeți. Uite așa. Nu, pe tine trebuie să te golezi de astea. Iată-te, ca să iei după prima bandă. Așa tătuți. Trebuie să le iau și pe astea de pe aici. Ca să fie treaba bună. Da, și acum și pe astea automatizate. A luat-o? A luat-o. A luat-o, tata, a luat-o. Doar că acum trebuie să băgăm aici. Nu mai am o de asta. Hai să facem și de asta. Și îi dăm cu MK9 și lu asta. Nu MK9, este tasta nouă la mine. Și în felul ăsta le avem și pe astea, la alte două. Îi duc și banda. Ce o să mă supere un picuț este că îți fac iar o buclă de aia. Dar nu mă deranjează. Și am și limestone-ul și am și asta la altă. Iar nu mai am bandă. Facem. Asta tătuț. Și de aici. Trebuie să maci. Facem așa. De ce ai făcut așa ceva? Păi așa trebuie să faci din prima. Nu mă superi. Și avem și astea. Hați? V-am zis, încă nu m-am gândit la o metodă de a face depozitul, de a le pune pe toate într-o... Mă gândeam la un moment dat să le pun pe o bandă MK mai mare, MK2, și după aia să pun sortare, să le filtreze frumos. Nu? Ar fi o idee. Da? Și în felul ăsta, uite, avem și pastele alte. Frumos automatizate. Ne-a mai rămas... Deci suntem aici. Nu? Deci avem și pastea. Și acum suntem aici. Mai rămân astea 3.
bine, cu limestone, cu astea, dar va trebui totuși să mai merg să adun ceva materiale. Știți ce a făcut pe aici? N-am mai pus ceva lumini. Asta, jocul este pe sub pământ, automat că este întuneric. Atunci vom pune noi pe aici niște... Aici n-am să mai punem? Hai mă, pune că avem de unde noi probleme, ne facem probleme de lumini. Că putem să facem acum. Da, deci cam așa arată astea. Mai fac eu încă două, va vine încă o zonă cu încă, două, încă patru de astea. Deci două cu două, ca să automatizăm și... nu, mai sunt încă trei resurse. Deci vedem, să vedem că e un pic complicat. E un pic complicat la ăsta, care are nevoie de 4 resurse aici. Să vedem, cred că o să fie ceva, văd că oricum are 4 intrări pe lateral. Cred că va fi ceva pe lateral. Nu le punem așa, ca să fie treaba bună. Și putem spune că avem cam toate resursele automatizate. Pe aici, uite, vine și combustibil. Dacă ne uităm în asta, avem chiar 204. Mai putem pune pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale. Da? De exemplu aici. Bine, mai am... Ia. Mai am niște limestone să scap de el după aici. Și de aici, și de aici. Deci nu mai am mult în inventar. Să fac eu un pic de ordine și uite, am și semințe, mai am pe aici niște, uite, să dai să scap și de astea. Ia le tați după toate. Da, cam așa arată acum. Nu pot spune că fabricuța este un pic de mega, da? E un pic de mega pentru că toate resursele automatizate și toate vin frumos acolo. Frumos pe benzi, cum place mie. Vreau să vă spun efectul, să văd așa benzile una lângă alta cum vin cu resurse. Încă nu circulăm prin pentru că încă nu se duc în depozit sau undeva ca să preia toate benzile, dar important e că sunt pe aici automatizate majoritatea resurselor, da? Deci stau liniștit. Trebuie să automatizez neapărat curentul, dar pentru asta am nevoie să deblochez acele palete de, cum îi spune, de apă. Acele generatoare pe apă, care merg sunt de fapt niște turbine care cu ajutorul apei învârte generatoarele electrice, ceva de genul, dacă spun mai corect, și atunci a scăpat de treaba asta cu curentul și după aceea va trebui totuși să mai fac pe aici ceva research-uri. Trebuie să mă apuc să deblochez corul astea cu albastru ca să pot merge mai departe, dar am făcut un pic de pauză, dacă pot spune așa, ca să pot automatiza resursele până acum. Și eu zic că până acum a ieșit destul de bine. Am toate resursele la discreție. Mai fac și pentru celelalte 3 ca să fie treaba bună. Și după aia mă apuc să mai deblochez una alta, pentru că mai avem de o grămadă de treabă de făcut. Bun, dragilor, dacă a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut ce am făcut eu aici în... Hai să mă lau, să zic, mega fabrică. Da, pentru că sunt o grămadă de chestii pe aici. Da? Sunt, cum place mie, cu benzi. Dacă a plăcut... butonașul de like, să apăsați, vă rog frumos. Dacă n-ați dat butonul de subscribe, dați și la o apăsare acolo discretă. Până data viitoare, v-am salutat!